Stimați deputați, dragi concetățeni, la acel moment acele trei bănci nu aveau 13 miliarde de lei. Nu poți să scoți din țară într-o săptămână, două, ceea ce nu este. Și nici n-a fost. Banii respectivi au fost fraudați, deturnați, scoși din bancă printr-o metodă clasică de acordare a creditelor, care nu s-au mai fost întoarse nici odată. Creditele respective, inițial, ca în orice bancă, se acordă aparent respectând toate procedurile legale, contracte de gaj, evaluări, scadențe, chiar și ratele dobânzii se plătesc la timp, unele rate se plătesc la timp, deci aparent lucrurile sunt bune. Dar în timp, creditele tind să se deteriore.